Ne rugăm în masa aceasta sau în clipele următoare, că nu o să fie un îndemn lung, pentru prinșii de război sau pentru ca Dumnezeu să lucreze și în adunarea noastră, amin, ca ea să se îmbulțească cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Și totdeauna să fie un prilej de laudă pentru noi. Să știți că oamenii lui Dumnezeu totdeauna când a văzut ceva în viața lor, sau când a văzut în viața poporului, oamenii lui Dumnezeu totdeauna i-a adus laudă și glorie la adresa lui Dumnezeu. În Psalmul 126 zice, când a adus Domnul înapoi pe prinși de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Slăviți să fie Domnul! Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Dar Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Binecuvântat să fie Domnul. Auziți? Să zică cei din jur că Domnul a făcut lucruri mari pentru ei. Nu până de mult, știm noi, eram așa mai, parcă câteva familii la rugăciune sau la biserică. Eu mă bucur că treptat Dumnezeu a mișcat inima fraților sau unor familii și va mai mișca și vor veni în locul acesta, slăvit să fie Domnul. Amin. Și o să vedeți lucrul acesta și o să vă aduceți aminte de seara aceasta pe care v-am spus-o. Mi-aduc aminte de Moise când a trecut poporul lui Dumnezeu. Marea Roșie. A făcut o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și sunt niște cuvinte atât de minunate și zice în capitolul 15 din Exodul. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului căci și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un război viteaz, numele Lui este Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și cântarea continuă, în continuare, arătând în cântarea aceasta puterea și bogăția lui Dumnezeu. Și pentru că vorbeam de dimineață de Ana, această femeie care era mâhnită mult în sufletul ei, după ce Dumnezeu i-a dat biruință și i-a ascultat rugăciunea, a făcut o cântare de laudă, deci pur și simplu rugăciunea ei s-a transformat într-o cântare de laudă. Rugăciunea s-a transformat într-o cântare de laudă. În 1 Samuel spune acolo, extraordinar, niște cuvinte care nu poate să nu, pe un muritor, să nu-i străpungă inima și să nu își dea seama cât de mare este Dumnezeu și ce putere are Dumnezeu. Și spune Ana rugăciunea ei, Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură, capitolul 2, pagina Bibliei 291, mi se bucură inima Domnului, puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta încânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El, slăvit să fie Domnul. Auziți? Știe totul. Știe când ne dăm silința, că venim la adunare, că suntem mai puțini, mai mulți. Dumnezeu ne va mulți prin Duhul Sfânt. Sunt sigur de lucrul acesta. Dar spune că știe totul.
Știe totul. Și cântărește toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Domnului. Să știți că și un pahar de apă e cântărit de Domnul. Dacă îl dai în numele unui proroc, dacă îl dai în numele unui frate, cum îl dai, el e cântărit de Domnul, slăvit să fie Domnul. Auziți ce spune mai departe? Arcul celor puternici s-a sfârmat și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea stearpă naște de 7 ori și cea care avea mulți copii stă încezită. Domnul o omoară și învie, el coboară în locuința morților și el scoate de acolo, slăvit să-i fie numele Lui. Domnul sărăcește și el îmbogățește, el smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari. Și ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. Căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat lumea, slăbit și binecuvântat să fie numele Lui. El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei doi vor fi nemiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Puterea este a Lui Dumnezeu, slăbit să fie Domnul. Și cântarea mai continuă, că vrăjmașii Domnului vor tremura din înălțimea cerului, El își va arunca tunetul asupra lor, Domnul va judeca marginile pământului, El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului Lui. Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli, slăvit să fie Domnul. Dar cine poate face lucrurile astea, fraților? Cine poate face lucrurile astea? Cine poate să lege o rană ca Dumnezeu? Dar cine poate să ridice când poate te uiți la El și zici, mă, gata, vai de El, că nu știu cine îl mai scoate de acolo. Și Dumnezeu spune că de acolo din pulbere îl ridică. Dar din locuința morților îl ridică și îl scoate de acolo. Slăvit să fie Domnul. Cine poate face un asemenea lucru decât numai Dumnezeul cel mare? Cum să nu-i faci o cântare? Cum să nu te rogi un asemenea Dumnezeu? Care pe cei care erau sătui și se uitau ca și la alții că n-au ce mânca și spune că pe ei sărăcești. Domnul Iisus Hristos a spus că în Matei, dacă mă șer, 1:27, că pe cei sătui, zice, i-o scos cu buzunarele goale, flămânzi. Și pe aia l-a zice, i-o săturat. Binecuvântat să fie Domnul. Noi, ori de câte ori vinim la casa Domnului, noi trebuie să ne săturăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Fie până rugăciune, printr-o cântare, printr-o mărturisire, o poezie, orice. Tot ce este adus spre slava lui Dumnezeu. Spunea odată și cu asta închei, spunea o soră odată, lucra la un consiliu popular pe vremuri în România, sau cum se zice acum, sau consiliu județean, mă rog, și ea era primire de servici și mătura pe acea curățenie pe acolo și avea cuvântul ăsta, mare este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui și mai mătura, mai dădea cutiu, mai făcea curat, mare este Dumnezeu. Și-a venit odată unul mai învățat, așa mai ăsta, și-a zis, aud, tot te aud că mare e Dumnezeu. Dar zice, cum e așa mare, zice, când, zice, eu am citit într-o istorie, zice, că nu e adevărat că ori trecut prin Marea Roșie, ce zice, ori trecut, zice, prin Marea Roșie, dar apa a fost până la ouăle picioarelor. Și-o trecut cu cai și cărăleți, cum s-o putut duneca? O, mare este Dumnezeu! Dacă într-o apă până la ouăle picioarelor, o putut și să neagi. Cai și călăreță faraonului, mare este Dumnezeu, slăvit și glorificat să fie numele Lui. Și eu închis gură la care a pus întrebarea. Mare este Dumnezeu, slăvit să-i fie Domnul. Binecuvântat să fie El. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să lucreze în continuare în locul acesta. Să-ți proslăvească numele și să putem să cântăm spre slava Lui și să ne rugăm Lui totdeauna cu credincioșie că Dumnezeu va lucra și va face lucruri și mai mari decât putem să gândim noi în mintea asta noastră care este limitată. Slăviți să-i fie numele Lui. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului în sensul acesta. Amin.